Bun găsit! Sunteți la Focus în prima linie, ediția specială dedicată războiului din Ucraina. Are de suferit agricultura din România din cauza armelor? Frica românilor de foamete are vreun sâmbure de adevăr? Va crește prețul alimentelor de bază? Ne răspunde imediat ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu. Domnule ministru, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bună seara tuturor! Știm că Ucraina este un mare exportator de grâu, de porumb, de ulei de floarea soarelui. Ce importă România foarte mult din Ucraina? Și Ucraina și Rusia sunt doi dintre cei mai mari exportatori de cereale la nivel global. Noi importăm foarte puține lucruri din Ucraina și Rusia. Dacă ne uităm pe balanța comercială, nu sunt cantități sau valori atât de semnificative. Singura zonă în care oarecum suntem afectați este zona de îngrășăminte. Îngrășămintele chimice folosite în agricultura României proveneau în principal din Rusia și Ucraina, atâta timp cât nu se producea la Azomure sau la combinatele chimice din România, pentru că și noi aveam combinate chimice care ne asigurau peste 50% din necesarul de îngrășăminte utilizate în agricultură. Iată că și situația la nivel european cu fabrici suspendate, care și-au suspendat activitatea, de partea cealaltă, embargoul impus Federației Ruse prin sancțiunile Comisiei Europene și forurilor internaționale. De cealaltă parte, imposibilitatea de a primi îngrășăminte din Ucraina ne arată oarecare îngrijorare pentru anul agricol viitor. Pentru că despre anul agricol 2021-2022 oarecum situația este asigurată. Noi, cel puțin imediat după ce am preluat conducerea Ministerului Agriculturii, am deblocat activitatea Comisiei Naționale Interministeriale care acorda dreptul de punere pe piață al îngrășămintelor chimice și în felul acesta am reușit între 17 decembrie și situația la zi să aducem în țară peste 700.000 de tone de îngrășăminte. Deci lucrul acesta ne ajută în contextul în care ne aflăm. Dar, evident, ne uităm către viitor, la perspectivele pentru anul agricol 2022-2023. Sunt îngrijorat, îngrijorătoare. Suntem în căutarea unor soluții peste ceea ce avem în prezent, astfel încât să putem privi relaxați din perspectiva asigurării îngrășămintelor. Deocamdată cât de relaxați priviți? În momentul de față nu sunt sincope majore în asigurarea cu fertilizanți pentru agricultură. De partea cealaltă, sigur, presiunea internațională pe resurse, mai ales cele privind alimentele, ca urmare a conflictului militar din Ucraina, îngrijorează lumea în ansamblul ei. Din fericire, România nu se află într-o astfel de situație, pentru că noi suntem un bazin cerealier important, producem cantități suficiente de cereale, astfel încât să nu fim într-o bulă a îngrijorării, așa cum se află celelalte state. ONU vorbește despre un uragan al foametei. Acest uragan este. Poate să lovească România sau va ocoli țara noastră? Din punctul meu de vedere, nu. Pe baza datelor pe care noi le avem în momentul de față, cu perspective pe termen scurt, mediu și lung, România este o țară care își poate asigura resursele agroalimentare. Dați-ne câteva cifre următoare, să înțelegem cât produce România. Vă dau un exemplu, că tot a fost la mod acum situația cu uleiul de floarea soarelui. România produce anual 3 milioane de tone de semințe de floarea soarelui, procesăm în țară aproape 2 milioane de tone. Din aceste 2 milioane de tone de semințe de floarea soarelui, 1.200.000 ne acoperă necesarul de consum intern de ulei rafinat. Aproape 800.000 de euro sunt rafinate, sunt procesate în România și uleiul brut se exportă în Uniunea Europeană sau în țări terțe și aproape 1.000.000 de tone de semințe de floarea soarelui sunt exportate ca atare. Deci, din perspectiva aceasta, nu sunt motive de îngrijorare. Există și stocuri de legătură. Prețurile nu au neapărat legătură cu producția, pentru că ele fac parte dintr-un circuit economic. Dacă tu reușești să produci cerealele, da, ca materie primă, restul costurilor impactează prețul. Costul la combustibil, costul la energie, costul la gaze naturale, costul la ambalaje, care au devenit o problemă în momentul de față, toate impactează în preț.
Sunt reacții firești ale unui organism internațional care se află sub presiunea unor crize. Să nu uităm totuși că România vine după două crize suprapuse, criza pandemică și criza la energie și gaz, la care s-a adăugat și această criză și evident ONU la nivel global face o analiză internațională, atât ONU cât și FAO. Dar în continuare reiterez această idee că România se află în afară oricărui risc în momentul de față de a nu-și putea asigura necesarul de alimente. Credeți că prețul la ulei va crește, va depăși 10 lei? Cred că se stabilizează absolut toate prețurile în perioada următoare. Cu măsurile economice care au fost dispuse și care continuă să fie dispuse și pe care le luăm, cu stabilizarea situației, pentru că vedeți dumneavoastră, la orice conflict de natura celui la care suntem martori și suntem contemporani, se inflamează aproape toate simțurile. Intervine și în societate și la nivel internațional o stare de emoție și de tensiune. Pe măsură ce lucrurile avansează și pe de o parte apar garanții de securitate, apar garanții de siguranță din perspectiva asigurării hranei, lucrurile încep să se stabilizeze și atunci aceste pusee de variații ale prețului sau ale inflației se stabilizează. Eu cred că România este în momentul de față o țară stabilă. Evident, dacă ne uităm în jurul nostru, același lucru se întâmplă pe toate piețele internaționale și cel puțin în comerțul cu cereale suntem mari unor fluctuații cauzate de prețurile la bursele internaționale. Vedem că Ungaria, Bulgaria și Serbia au limitat exportul de cereale. România ce face? Mă bucur că sunteți primul jurnalist cu care discut, care n-a folosit termenul a interzis exporturile, ci a spus că a limitat. Așa este. Nu neapărat că au limitat, ci au impus licențe de export. Au impus licențe de export în sensul în care un fermier care are în depozitul lui o cantitate de grâu și dorește să o vândă la export în afara țării, solicită către Ministerul de Resort o aprobare pentru exportarea cantității respective, iar dacă statul respectiv, Ungaria sau Bulgaria, intenționează să achiziționeze acea marfă pentru consum propriu, își manifestă acest interes. Dacă nu, acordă licența de export și grâu, un fel de drept de preemție. De primă opțiune la achiziție. România nu este în această situație, pentru că, v-am spus, noi deja producem mult mai mult decât consumăm și cele trei state pe care dumneavoastră le-ați enumerat nu sunt în situația României. Ungaria nu-și acoperă necesarul de consum din recoltele proprii, Bulgaria la fel, și atunci România nu poate fi inclusă în această situație. Evident că în momentul de față, încă dinainte de începerea conflictului, noi monitorizam situația stocurilor la alimentele de bază, la cereale. Și dacă, Doamne ferește, ar apărea o situație în care să se treacă această linie roșie a asigurării necesarului de consum intern, nu vom ezita să dispunem orice măsură e necesară pentru deci a ne asigura. Care e strategia României? Face niște strategia stocuri pentru zile negre? Nu, avem stocuri. Avem stocuri. Deci stocurile avem. Avem rezerva de stat unde stocurile sunt pline. Avem o cantitate de cereale aflată în depozitele fermierilor sau în depozitele comercianțelor de cereale. Cel mai important lucru este să ne asigurăm că avem grâu pentru necesarul de consum la panificație și la morăriș panificație pentru industria de morăriș panificație, că avem necesarul de consum pentru zootehnia României și dacă rămâne o cantitate în exces, evident că aceasta trebuie comercializată, pentru că deja, iată, noi intrăm în ultimele 90 de zile până la noua recoltă și trebuie să, pe măsură ce ne apropiem de noua recoltă, trebuie să menținem acest echilibru. Și cum se anunță acest an agricol? În momentul de față putem vorbi de o situație stabilă, cu mici semne de îngrijorare pe zona Moldovei, unde cantitatea de precipitații căzută nu este satisfăcătoare, deci dar suntem în momentul de față într-o analiză și evident suntem în expectativă. Poți să te bazezi pe o recoltă în momentul în care o ai în depozit, e recoltată și ai depozitat-o. Din analizele dumneavoastră la Ministerul Agriculturii, e posibil să crească prețul alimentelor de bază?
V-am spus, noi la Ministerul Agriculturii cel mai important lucru este să ne asigurăm că menținem producția stabilă, astfel încât să nu mai apară încă un factor de risc asupra cantităților de cereale care ar duce la creșterea prețurilor. Care ar duce evident la o creștere a prețurilor. Și atunci toate programele pe care noi le-am luat la Ministerul Agriculturii, acest lucru îl vizează. Să sprijinim fermierii să producă, să avem o producție stabilă, un nivel al producției stabil și de cealaltă parte ca ei să nu resimt sau să resimtă cât mai puțin aceste șocuri. Pentru că în momentul în care lucrurile sunt stabilizate, nu apar diferențe majore sau nu apar perturbări majore în aprovizionarea cu alimente. De cealaltă parte, așa cum v-am spus, agricultura este domeniul economic cu cei mai mulți factori de risc. La noi contează foarte mult vremea, contează prețurile la energie, la gaze, la fertilizanți, la inputuri, la semințe, la combustibil. Și iată că am luat măsuri permanent, venim cu programe de sprijin ale fermierilor. Chiar și astăzi am aprobat un program extrem de important în ședința de guvern, programul Rural Invest, care vizează capitalizarea fermierilor să poată să acceseze bani cât mai ieftin. 2 ani de zile suportăm dobânda pentru fiecare credit contractat de fermieri. 90% din garanțiile pe care fermierii trebuie să le prezinte băncii sunt acoperite de stat. Primesc o rambursare, un grant ramburs de 10% din valoarea totală a creditului, tocmai pentru a-i ajuta să aibă acces la lichidități ieftine și în ideea de a menține nivelul producției stabil. Când va demara acest program? Astăzi am adoptat hotărârea de guvern, pe măsură ce, adică imediat ce va fi publicată în Monitor oficial, noi suntem pregătiți cu ordinul comun de ministri, ministrul agriculturii și ministrul finanțelor, semnăm convențiile cu băncile și dăm drumul la program. Bănesc că e în paralel cu subvențiile pe care fermierii români le primesc, sigur, de la Uniunea Europeană. Sigur, subvențiile la Uniunea Europeană, chiar astăzi am pornit campania prin care noi, fermierilor care au depus deja cererea pentru subvenții, le acordăm o adeverință cu care pot merge la orice bancă din cadrul convenției pe care noi am încheiat-o la Ministerul Agriculturii cu băncile și primesc până la 90% din valoarea subvenției pe care ar urma până să la o încaseze. Până la 90%, pentru că au nevoie de bani astfel încât să poată începe campania de primăvară și însămânțările de primăvară. Și băncile sunt dispuse să le ofere aceste sume de bani? Sigur, dar funcționează acest mecanism și a funcționat foarte bine. Fermierii au o apetență pentru acest program, pentru că e important să aibă bani în conturi. Noi, la toate programele finanțate din bugetul de stat, am făcut-o posibil să le virăm banii la timp și, măcar din acest punct de vedere, să nu fie neliniștiți. Domnule ministru, ce mesaj aveți pentru românii care își fac provizii în aceste zile? Eu spun că nu este cazul să facem provizii, pentru că mă uit la uleiul de floarea soarelui. El, după o anumită perioadă, expiră. Dacă un român, conform datelor de la INS, consumă 18 litri de ulei pe an, și așa mi se pare o cantitate foarte mare, merge și cumpără 50-60 de litri să-i stocheze, după 3-6 luni de zile acest ulei începe să degradeze și va ajunge în acel coș al risipei alimentare. Chiar le răspundeam unor colegi de dumneavoastră de Brazlă care mă întrebau dacă în România va fi foamete sau va fi criză alimentară. Păi haideți să ne uităm cu toții la cantitățile de mâncare ce se aruncă în fiecare an în România. Sunt sute de mii de tone de alimente care se aruncă, devenim perisabile. Aveți un studiu la minister? Sigur, pe risipa alimentară? Avem și studii, avem și o campanie pe care am inițiat-o cu un videoclip cumva mobilizator pentru populație. Am trimis solicitare către toate televiziunile să preia acest clip și să-l distribuie, pentru că este de datoria noastră să ținem la resurse. Cred că acum, prin această criză, toată lumea a realizat că agricultura, industria alimentară și alimentele reprezintă un element vital pentru fiecare dintre noi. Și chiar cred că este un moment bun ca atunci când vedem un fermier să-l prețuim pentru ceea ce face, pentru că el trudește 24 de ore pentru a ne asigura hrana tuturor. Și să știți că fermierii sunt foarte solidari cu populația. Am văzut și în criza cu Ucraina cât de repede s-au mobilizat la apelul nostru de a veni în sprijin și de a ajuta. Am văzut acum în discuțiile cu reprezentanții industriei de mărărit și panificație. Atunci când ne-am spus că
împreună vom lua acele decizii necesare pentru a menține un echilibru al prețurilor, ca prețurile să nu explodeze, să nu crească, să nu se lase păcăliți de oarecare pusee de emoție care ar putea interveni și să-i facă să creadă că sunt singuri în acest drum. Pot apărea speculanții aici, în acest moment? Cred că au mai și apărut, pentru că am văzut postate pe diferite site-uri spre vânzare cantități de ulei la niște prețuri pe care nimeni nu și le poate explica. Adică au cumpărat cu 6 lei, 50, 7 lei un litru de ulei și îl puseseră la vânzare cu sume de 6-7 ori mai mari. Am solicitat prin colegii de la Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului să fie delistate acele produse și evident lucrul acesta s-a întâmplat imediat. De aceea cred că au și apărut astfel de șocuri. Au fost anumiți oameni care au vrut să profite de starea emoțională a societății în general și lucrul acesta s-a văzut, pentru că imediat ce a apărut primul zvon cu uleiul alimentar, eu am ieșit public, am comunicat permanent cu dumneavoastră, cu presa și prin intermediul presei am reușit să le transmitem un mesaj cetățenilor români că în această situație chiar nu au motive să se îngrijoreze. Am văzut acea imagine celebră cu un domn care avea un cărucior, împingea un cărucior plin până la vârf, aproape îi depășea înălțimea, de sticle de ulei. Dumneavoastră, cum vă explicați astfel de imagini? Și a blocat banii degeaba. A luat o decizie foarte proastă pentru el și familia lui dacă acel ulei era pentru necesarul de consum. Și am văzut și reacția unor magazine care au limitat pentru o scurtă perioadă de timp, așa cum permite și legislația, cantitatea de ulei sau de produse care poate fi achiziționat. Aici e o altă spaimă a românilor. Să cumpărăm acum cât încă vedem pe raft. Dar Doamne ferește, s-ar putea să nu mai fie. Domnule Zagman, nu mi-aș permite niciodată să vin în fața românilor să le prezint ceva ce nu este real. Avem în depozite și ulei brut, și ulei rafinat, și semințe de floarea soarelui, cât să ne asigurăm necesarul până la noua recoltă, să și exporte procesatorii români contractele pe care deja le au încheiate și să fim în continuare viabili. Chiar astăzi discutam cu foarte mulți procesatori care îmi spun că ei continuă să cumpere floarea soarelui, să își realizeze procesul de și această activitate de procesare și producție de ulei brut pentru a ajuta alte state care nu mai au. Pentru că oamenii trebuie să înțeleagă și acest lucru. Noi trebuie să fim și solidari cu celelalte națiuni. Am văzut că în Spania, în Germania s-au raționalizat cantitățile de ulei care pot fi achiziționate pentru că ei n-au situația noastră. Ei nu produc atât de multă floare cât să-și acopere necesarul de consum și importau foarte mult din Ucraina. Eu mai menționez încă o dată și le dau și acest exemplu. Ucraina este o țară sub asediu în momentul de față, se află sub o agresiune militară și continuă să exporte cereale. Deci economia Ucrainei încă mai funcționează. Poftiți? Economia Ucrainei încă mai funcționează. Oarecum mai funcționează, dar acest domeniu al agriculturii noi încercăm să-i sprijinim foarte mult să poată să-și exporte cantitățile de cereale pe care le aveau contractate, pentru că în felul acesta reușesc să se capitalizeze, să înceapă noua campanie de însămânțări și să nu apară perioade de întrerupere a activității agricole. Și lucrul acesta cred că este un exemplu foarte bun, pentru că atunci când ai o cantitate mai mare decât ai necesar la consumul intern, necomercializând-o la timp, există riscul ca acea cantitate de cereale să se degradeze și să nu mai valoreze aproape nimic. Totuși, dacă războiul va continua pe termen lung în Ucraina, nu ne dorim, dar să luăm în calcul acest scenariu, e posibilă o penurie de alimente în Europa? Eu nu pot să exclud nimic, nicio posibilitate, pentru că nu știm, vedeți dumneavoastră, acum războiul este localizat într-o anumită zonă care nu influențează atât de mult din perspectiva aceasta Europa. Dar dacă va continua această agresiune și Ucraina, spre exemplu, nu reușește să însămânțeze, să-și rea ciclul de producție agricolă, s-ar putea anumite țări din Europa să aibă oarecare probleme. Nu este și cazul României. Asta vă spun cu certitudine. Dacă închide Rusia robinetul cu gaz, asistăm de multă vreme la acest șantaj, cât de mult are de suferit agricultura din România? Și o să vă rog să-mi răspundeți la această întrebare după o pauză de publicitate. Sigur. Ne întoarcem.
Ne-am întors, așadar, domnule ministru, vă întrebam dacă Rusia închide robinetul cu gaz, cât de puternic este afectată agricultura din România? Poate fi afectată prin perspectiva faptului că nu mai putem produce îngrășăminte la același nivel cum produceam atunci când funcționau fabricile la noi în țară, combinatele chimice de producere a îngrășămintelor. Dar eu sper că Uniunea Europeană se va trezi, măcar acum la 12-lea ceas, și va înțelege că trebuie dispuse măsuri urgente și imediate pentru a nu cauza perturbări majore în activitatea agricolă a statelor membre ale Uniunii Europene. Eu am propus la Consiliul de Miniștri, cel puțin la ultimele 3 consilii, am spus că trebuie să luăm decizii rapide, putem suspenda plata certificatelor de emisii de carbon dacă Uniunea Europeană va adopta o astfel de decizie. Trebuie să ne uităm puțin mai larg la facilitarea importului de îngrășăminte din alte state mari producătoare de îngrășăminte, dar ideal ar fi să reușim să repornim combinatele în Europa, pentru că nu doar România trece prin această situație cu suspendarea activității la combinatele chimice, și Franța și Italia și Germania se confruntă cu aceeași situație. Or, cine face agricultură știe că dacă nu ai fertilizanți, producția poate scădea, pentru că fertilizantul pentru plantă este cum este hrana pentru om, și dacă nu are hrana planta, atunci poate fi afectată. Dar noi luăm măsurile necesare, suntem preocupați să găsim soluții și sunt absolut convins că nu vor întârzia. Și ați primit deschidere de la Bruxelles? Este, pentru că până acum a existat această presiune din partea unor ONG-uri ecologiste care, mă rog, pe bună dreptate uneori, dar alteori exagerând, au venit cu tot felul de soluții aberante. Domnul Zahman, asigurarea hranei este o ramură vitală a organismului. Nu ai hrană, nu poți să trăiești. Evident că suntem toți preocupați de schimbările climatice, de protejarea mediului înconjurător, dar asta poți să faci în momentul în care ai depășit o criză. Dacă poate apărea o criză în care populația lumii nu va găsi resursele necesare de hrană, atunci trebuie să regândești puțin politicile, pentru că vă dau un exemplu. Comisia Europeană, în ambițiile de mediu pentru Fit for 55, pentru 2055, spune că agricultura fiecărui stat trebuie să lase nelucrate aproape 4% din suprafața agricolă. De ce? Păi 4% din suprafața agricolă a României, de 9,4 milioane hectare, înseamnă aproape 300 de mii de hectare nelucrate. Ori lucrul acesta nu ne putem permite, pentru că, uitați-vă, suntem o țară producătoare de cereale. Poate de noi depind și alte state în a le asigura resursele. Și aici trebuie să existe un dialog. Dar care e logica? Să se regenereze terenul? Sau? Biodiversitate, mediu și peisagistic în general. Ca să încheiem acest subiect al războiului, cât de dependentă este agricultura României de piața rusească, de exemplu? Nu avem dependență de piața rusească, atât singura zonă era cu completarea necesarului de îngrășăminte, dar v-am spus că vor exista și alte soluții. Una dintre măsurile vehiculate în ultimul timp a fost TVA zero la alimente. Sunt mai multe soluții posibile. Eu am declarat de fiecare dată că avem scenarii elaborate pentru fiecare tip de situație și în momentul în care s-ar impune o astfel de măsură, cu siguranță nu vom ezita să aplicăm soluțiile prevăzute în aceste scenarii. Noi, România, avem oricum TVA redus la alimente. Încă din 2014 TVA-ul la alimente este 9%, nu 19% ca la celelalte bunuri de consum, și atunci din perspectiva asta nu e o marjă atât de mare și un impact atât de mare asupra prețului. Desigur, dacă va fi nevoie, în momentul în care vom pune pe masa de analiză a guvernului soluțiile acestea, ele se vor transforma din scenarii posibile în decizii statale și vor fi aplicate dacă va fi nevoie. Dacă nu vorbim de 0%, măcar de 5%, o reducere de la 9 la 5%, am auzit și această variantă. Nu este suficient. Avem 5% la produsele ecologice, TVA, dar nu este un impact atât de mare
mare în preț încât să, să spui că ar impacta acest lucru. De aceea spun că atunci când va fi necesar, putem să venim cu măsuri. În momentul de față, piața este stabilă și nu trebuie intervenția. Aș vrea să vorbim și despre celebrul program PNRR, celebrele miliarde care sunt așteptate în România. Câți bani sunt dedicați agriculturii? Au intrat până acum ceva în conturile statului, în conturile Ministerului Agriculturii, și câți bani vă doriți să absorbeți de la Bruxelles? 0 eurocenți. Până acum au intrat 0 euro? Nu, atât avem alocat. 0 eurocenți. Ministerul Agriculturii nu are niciun euro alocat pentru agricultura României din PNRR. Și cine e de vină aici? Nu am negociat cu siguranță eu, că atunci am fi avut bani în PNRR-ul României și pentru agricultură. Cei care au negociat pe ascuns, aș spune, Planul Național de Redresare și Reziliență ar trebui să vină în fața românilor și să le dea explicații, pentru că arunce vina de la unul la altul este foarte simplu. Unii sunt actualii parteneri de guvernare ale dumneavoastră. Nu mai sunt, că s-au desprins cei doi actori care au negociat pentru agricultură PNRR-ul, adică n-au negociat nimic, evident, dacă n-ai nicio alocare, adică n-au negociat nimic. Adică fostul ministru PNL al agriculturii, care acum este cu domnul Orban. Și domnul Ghina este la USR și monitorizează implementarea programului. Monitorizează, era să zic ceva, suntem în postul Paștelui. N-au alocat nimic pentru agricultură, pentru că pe ei nu i-a interesat niciodată securitatea alimentară a populației, nu interesează marea masă de oameni. Dar alte țări au negociat în PNR-urile lor? Toate statele membre europene au alocări pentru agricultură. România este singura care nu are nicio alocare. În schimb, am preluat mandatul la final de noiembrie, am negociat și am dezbătut cu fermierii români aproape două luni de zile un plan național strategic cu fondurile celelalte alocate României din Planul Național Strategic, din fondurile europene. Am trimis la Bruxelles acest document și acolo direcțiile de strategice în care noi vom investi vor fi procesarea, în primul rând, pentru că avem materie primă, trebuie să o procesăm în țară și să dăm valoare adăugată acestor materii prime, de partea cealaltă depozitarea și susținerea fermierilor pentru achiziția de utilaje, pentru investiții în pomicultură, în ramuri care au potențial mare în România. Deci ne bazăm pe ceilalți bani europeni. Zootehnia iarăși este un domeniu prioritar, pentru că acolo chiar avem posibilități. Dacă aveam din Planul Național de Redresare și Reziliență o sumă consistentă alocată, ar fi fost extraordinar. Dar, din păcate, avem resurse administrative să implementăm orice fel de program. Chiar am discutat cu colegii mei de la Ministerul Mediului, de la Ministerul Educației, că putem să-i sprijinim în implementarea PNRR-ului și avem acest dialog al parteneriatului, astfel încât să punem umărul la atragerea fondurilor europene, pentru că noi acolo avem experiență. Gândiți-vă că banii europeni pentru agricultură sunt singurii unde avem absorții peste 95%. Domnule și ministru, tocmai aici am fost lăsați baltă. Am ajuns la final, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă mai aștept aici la Prima TV. Și încurajez pe români să stea liniștiți, pentru că avem toate resursele necesare. Mulțumesc încă o dată. Am ajuns la final. De la ora 23, Ioana Maria Moldovan vine cu noi informații despre războiul din Ucraina. Noi ne revedem mâine seară la o nouă ediție Focus în Prima Linie. Sunt Sebastian Zacman. Rămâneți pe Prima TV.